Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul de predică de care Domnul ne-a făcut parte a fost o avertizare serioasă pentru fiecare dintre noi, făcând în principiu diferența între aparență și realitate. Întotdeauna aparențele au nevoie de anumite manifestări care să le susțină, să le promoveze și să le treacă drept realității. Cuvântul Domnului nu vorbește împotriva profețiilor. Nu vorbește nici împotriva celor care se roagă spunând Doamne, Doamne. Ci vorbește împotriva celor care trăiesc urât și fac lucrurile acestea ca pe o etichetă să treacă drept creștini adevărați. Și riscul acesta este mare pentru oamenii care vor să împace interiorul cu exteriorul, lumina cu întunericul, biserica cu lumea. Acest cuvânt este în egală măsură valabil pentru fiecare dintre noi. Și cred că ar trebui să ne rugăm pentru un duh de smerire a inimii, să-l primim ca pe o provocare din partea lui Dumnezeu, nu din partea unui pastor, care nu vrea să jignească și să ofenseze pe nimeni, dar din dragoste și din responsabilitate, este cinstit să atragă atenția frățietății despre riscurile la care ne expunem, nu doar atunci când stăm afară, ci atunci când venim în interior. Pentru că lumea întotdeauna este vinovată de necredință, timp în care oamenii din biserică riscă să fie vinovați de fățărnicie, de duplicitate și de lucruri pe care le prezintă cu scopul să ascundă pe altele. În seara aceasta, frați și surori, suntem la lecția numărul 2 din subiectul învierea morților și de fapt suntem la lecția numărul 54 din cartea Apocalipsa, respectiv din capitolul 20. Timpul care ne-a mai rămas este suficient pentru ca să încheiem subiectul pe care l-am tratat data trecută despre învierea morților. Atunci când am privit împreună în Scripturi și am văzut caracteristicile învierii, vi le aduc aminte ca și titluri, speranța fundamentală a tuturor oamenilor este învierea. Uitați-vă în religia egipteană, spre exemplu, dacă aveți vreodată oportunitatea să mergeți în Egipt, veți constata că învierea este o obsesie a egiptenilor. Oamenii aceștia se mormântau cu mâncare, cu tot felul de valori, în speranța că pe plaiurile veșniciei trebuie să aibă de toate. Ei mureau cu această speranță a învierii, dar nu în Iisus Hristos, ci în înviere în sine. Apoi am vorbit despre promisiunea lui Dumnezeu care este învierea. Învierea nu e un moft al oamenilor, ci este o promisiune a celui prea înalt pentru oameni, dar în anumite condiții, după cum spunea Duhul Domnului mai devreme. Apoi am vorbit despre învierea nu este reîncarnare, ci este absolut străină de reîncarnare, după cum reîncarnarea este străină de Biblie, de Dumnezeu și de realitate. Am vorbit apoi despre siguranța învierii morților bazată pe cuvântul Domnului și pe evenimentul învierii lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Am vorbit apoi despre ordinea și momentul învierii și ne-am oprit la cine și când vor învia cei ce nu au avut parte de prima înviere. Încep prin a vă aduce aminte de 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 23. Capitolul 15 din 1 Corinteni este prin excelență dedicat acestui subiect și în versetul 23, apostolul Pavel tratează întreagăt
un subiect, sau mai bine zis, o parte a subiectului învierii care este foarte importantă. Fiecare va învia la rândul cetei lui. Ce înțelegeți dumneavoastră de aici? Fiecare va învia la rândul cetei lui. De prima înviere au parte cei care sunt neprihăniți, sfinți, deoarece asupra lor moartea nu mai are nicio putere și ei vor împărăți cu Iisus Hristos. Duceți-vă aminte de versetul 6 din Apocalipsa 20. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, cei vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Ei vor fi răpiți la cer, la semnalul unei trompete. Cei necredincioși, adică nenăscuți din nou, prin pocăință față de păcat și prin credința în Iisus Hristos, în Mântuitorul, vor învia după ce se va încheia 1000 de ani. Aduceți-vă aminte de evenimentele majore care ne stau în față. Este necazul cel mare sau răpirea așezată undeva la începutul necazului cel mare sau la jumătatea necazului cel mare sau la sfârșitul necazului cel mare, după cele 3 interpretări teologice care au fost în istoria bisericii ca fiind primele între multe altele. Apoi este războiul de la Armagedon, apoi este revenirea Domnului Iisus cu sfinții săi, care îl aruncă pe diavolul în adânc, pe prorocul mincinos și pe anticrist în foc, în pucioasă, urmează mileniul, 1000 de ani, apoi urmează judecata de la tronul alb, cea de-a treia judecată de care vorbeam duminică seara, judecata personală, judecata pământească a lui Dumnezeu prin anumite pedepse, prin anumite necazuri. Și judecata de la tronul alb, aceasta este ultima judecată, de fapt este judecata cu J mare, dacă îmi permiteți, și este judecata de la care nimeni nu se mai poate pocăi. Oamenii nenăscuți din nou vor învia pentru această judecată. Aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului care ne spune în Apocalipsa, capitolul 20, versetele 12 și 13, despre morții mari și mici care au înviat și au stat în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu și au fost judecați de Domnul. Sau în Ioan, capitolul 5, versetele 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți morții, cei din morminte, vor învia, vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește despre judecată la modul general, dar nu tratează problema timpului învierii. Ce durată de timp desparte cele două învieri? De fapt, atunci când noi vorbim de prima înviere, vorbim despre două faze a primei învieri. Pentru că este vorba de învierea Bisericii Domnului Iisus Hristos, care au adormit în Domnul, și transformarea celor rămași în trup. Dar capitolul 20, versetul de la 4 la 6, tratează învierea celor care au murit în necazul cel mare. Observați, vă rog, că la întrebarea lui Ioan, cine sunt aceștia, îngerul îi răspunde... Și caracteristicile celor care sunt acolo, este ușor să ne dăm seama că sunt cei care au murit în timpul necazului. Ascultați cuvântul Domnului. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinase fiare și icoane ei și nu primise semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Este limpede cuvântul Domnului. Fiecare la rândul cetei lui. La început Iisus Hristos va veni cu îngerii săi după biserică, după sfinți, apoi va veni cu sfinții pe pământ. Această idee, chiar dacă este contestată de cei care spun că răpirea va fi la jumătate sau la sfârșitul necazului cel mare, ea este susținută de multe texte biblice. Apoi am văzut un scaun mare de domnie, e cuvântul Domnului pe care tocmai l-am citit, și 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 2 și 3, nu știți că sfinții vor judeca lumea și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Rolul și diferențele celor două învieri. Stăpânul, natura, scopul și locul celor două categorii de oameni indică cei născuți din nou și cei nenăscuți din nou.
fac din cele două învieri lucruri absolut separate. Iisus spunea: nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei ce din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iată dar scopul. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Dacă ne aducem aminte de predica care tocmai s-a încheiat, ideea centrală a fost următoarea: oamenii vorbesc că nu este greu să vorbească, dar nu fac că să facă este greu. Și aici cuvântul Domnului spune: cei ce au făcut. Asta nu înseamnă că a vorbi este ieftin și puțin important. Este ieftin și puțin important când ceea ce spui nu este însoțit de ceea ce faci. Și când ceea ce spui este doar eticheta la a nu face și la a ascunde ceea ce nu faci. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Din nou Ioan capitolul 5. Iisus spunea clar că există cele două înviere. Aduceți-vă aminte: învierea pentru viața celor născuți din nou și învierea pentru condamnare veșnică a celor nenăscuți din nou. Am să pun pentru câteva clipe în comparație cele două învieri. Prima înviere privește doar pe cei mântuiți, 1 Corinteni 15:23, tocmai l-am citit. A doua înviere privește pe cei mântuiți. Dacă prima privește pe cei mântuiți, a doua privește pe cei nemântuiți. Prima înviere are loc înainte de mileniu, a doua are loc după mileniu. Prima introduce mileniul, a doua introduce chinul veșnic. La sfârșitul mileniului urmează judecata și un chin care nu mai este întrerupt de niciun eveniment. Prima înviere salvează de la moartea a doua, a doua înviere introduce moartea a doua. Prima înviere este pentru fiii lui Dumnezeu, a doua înviere este pentru fiii diavolului. Prima înviere conduce la viață, a doua înviere conduce la moarte. Când înviază cei mântuiți? Pavel, anticipând întrebarea cu privire la momentul învierii celor născuți din nou, răspunde. Aduceți-vă aminte 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16-18. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Când înviază cei mântuiți? Când Iisus Hristos va reveni în glorie, cei morți în Hristos sau cei care trăiesc în Hristos vor fi înviați sau transformați. Pavel în 1 Corinteni 15 spune: iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Cei ce au adormit în Hristos, adică sunt morți în pocăință, au fost pocăiți și au murit în starea aceasta de sfințire, dar și cei care sunt în viață cu Hristos, aceste două categorii de oameni vor învia și vor fi transformați. În Ioan, în capitolul 14, Domnul spunea: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Sau Maleahi 4, 2 și 3, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din graș și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi arși ca cenușa sub tălpile voastre în ziua pe care o pregătește Domnul oștirilor. Ce trup vor avea după înviere cei care au înviat? În 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel încearcă să descrie cum va arăta noul trup înviat. Și Pavel alege metoda contrastelor pentru ca să explice ce trup vom avea noi după înviere, în ciuda faptului că capacitatea noastră de a înțelege realități spirituale dintr-un trup glorificat este foarte mică acum în trupul acesta încă neglorificat. Și observați că Pavel face diferență prin contrast ca să explice ce trup vor avea oamenii după înviere. Și prima diferență este că acum trăim într-un trup supus putrezirii, timp în care atunci, adică după înviere înseamnă atunci, trupul nostru nu va mai fi supus putrezirii. Iată dar contrastul. Acum ne subordonăm putrezirii. Legea aceasta a putrezirii materiei funcționează. Atunci
nu va mai funcționa. Va fi o neputrezire absolută și veșnică. Contrastul putrezire-neputrezire cu acum și atunci este pentru ca Pavel să surprindă o anumită parte a existenței noastre spirituală și veșnică. A doua diferență este în acum citesc, de fapt, ideile acestea sunt din 1 Corinteni, capitolul 15. A doua diferență e versetul 43. Aici contrastul este rușine și onoare sau slavă. El spunea, acum suntem în rușine, atunci vom fi în onoare, în slavă. Alt aspect al învierii. Apoi, neputință și putere. Acum suntem în neputință. Foarte multe lucruri nu putem să le facem acum, în ciuda dorinței noastre absolute. Neputință și putere. Un alt contrast, versetul 44, firesc și duhovnicesc. Un alt contrast, versetele de la 45 la 49, pământesc sau în Adam, ceresc sau în Hristos. Iată dar câteva exemple în care Pavel așează în contrast stări de la periferia realităților pentru ca să demonstreze că este absolut diferită starea după înviere decât înainte de înviere. Ce se va întâmpla celor nemântuiți? Ascultați cuvântul Domnului, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 7 și 8. Și se vor da odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus Hristos cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia. Ce se întâmplă cu cei nemântuiți? Vor fi pedepsiți de Dumnezeu. N-are importanță cine a fost tatăl lor, n-are importanță nici din ce oraș vin, n-are importanță nici ce au făcut ei în trecut, dacă prezentul contestă trecutul, ei vor fi pedepsiți pentru că Dumnezeu spune asta. O pocăință pierdută, descendența dintr-o familie foarte spirituală sau orice altceva care nu are legătură cu prezentul și cu relația cu Dumnezeu, atrage pedeapsa lui Dumnezeu, clar și limpede. Apoi Ieremia 4:23 la 25. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol, mă uit la ceruri și lumina lor a pierit, mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină, mă uit și iată că nu mai este niciun om și toate păsările cerului au pierit. Ultimile gânduri pe care le mai spun, judecata de la Marele Tron Alb. Acesta este ultimul eveniment de pe pământul care va avea atunci forma și compoziția pe care o are acum. După judecata de la tronul alb, cerul și pământul acestea vor fi schimbate într-un cer nou și un pământ nou. Deci după răpire, necazul cel mare, Armagedon, mileniu și judecata de la tronul alb, absolut toate aceste evenimente majore ale sfârșitului au loc pe pământul acesta. După judecata de la tronul alb, când nu vor fi judecați credincioșii, credincioșii și nu judecați acum, aduceți-vă aminte, judecata conștiinței, cercetați-vă pe voi înșivă, judecata pământească a lui Dumnezeu cu nuielușa, dacă acestea două nu rezolvă problema, înseamnă că cugetul e mort și nu mai funcționează să se autojudece și să se conduc, să fie condus la pocăință, e judecata de la tronul alb. Acolo sunt judecați oamenii nemântuiți, chiar dacă au venit la biserică. Chiar dacă au cântat sau au predicat sau au făcut altă slujbă, vor fi acolo la judecată. Oamenii nenăscuți din nou vor fi acolo. Cei mai religioși oameni, cei mai moral oameni, dar nemântuiți vor fi acolo. Pentru că nicio moralitate nu poate să se ridice la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu. Și nu poate înlocui judecata de sine pe care o practică un creștin în mod zilnic. Asta e pocăința de fapt. Nu mai citesc Apocalipsa, capitolul 20, am tot citit textele acestea, versetele 11 și 12, sau versetele 14 și 15, care vorbesc despre judecata de la tronul alb, este judecata lui Dumnezeu Tatăl. Și acolo mijlocirea Domnului Iisus Hristos nu mai există, pentru că oamenii aceia sunt oameni care au respins pe Domnul Iisus Hristos, iar El nu poate să fie cu ei dacă ei n-au fost cu El. Ascultă-mă, tu poți să vii la biserică astăzi
Dar dacă tu nu trăiești cu Iisus, Iisus nu va avea niciun interes să fie cu tine la judecata aceea, că nu te cunoaște. Te cunosc eu, te cunoaște secretarul, te cunoaște casierul, te cunoaște ușierul, dar Iisus nu te cunoaște. Eu nu voi avea calitatea să fiu acolo și să spun: Tată, îl cunosc eu. Eu acolo voi fi ca și dumneata, un om care am nevoie de Domnul. Iisus trebuie să te cunoască acolo. Și dacă nu trăiești cu El astăzi, cine te va reprezenta? Cât de falsă este credința înșelătoare a oamenilor, că dacă pur și simplu vin la biserică și fac ceva, sunt mântuiți. Oameni buni, ce faci în biserică nu te mântuiește. Mântuirea se primește în dar, nu se câștigă prin merite, slujbe și osteneli. Prin merite, slujbe și osteneli se primește răsplata. Mântuirea se primește prin credință, răsplata se primește prin osteneală, prin slujire. Nimeni nu va fi mântuit ca a slujit. Pentru slujire se primește răsplată. Și nimeni nu va fi răsplătit ca a crezut. Prin credință se primește mântuirea. Credința aduce la mântuire, slujirea aduce la răsplată. Mai mă atacă pe mine unii predicatori, după cum știți și dumneavoastră, că spun: Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Fraților, această afirmație este ignorantă și nebiblică. Viața veșnică nu e o răsplată, e un dar. E un dar pe care îl primești de la Hristos prin credință. Nu poți să meriți viața veșnică. Că dacă ai merita viața veșnică, atunci Hristos și jertfa Lui ar fi inutilă. Poate cineva să ajungă în cer pe baza meritelor Lui, fără jertfa Lui Iisus Hristos? Avem ticuri verbale pe care le folosim fără să gândim și unele dintre ele sunt în conflict cu Scripturile. Și dacă încercăm să îndreptăm lucrurile, suntem ironizați. Chipurile, că suntem mai deștepți. Nu vrem să părem mai deștepți. Vrem doar să spunem ce scrie Evanghelia și ce spune Evanghelia. Frații mei, aș vrea să ne oprim pentru că timpul a expirat și este suficient, de fapt a fost suficient să petrecem 2 ore aici împreună cu Scripturile, cu frații, cu Duhul Domnului și să ne îmbărbătăm din Scriptură. Astăzi, dacă vă investiți viața pentru Hristos, să nu vă pară rău, pentru că Duhul care l-a înviat pe Hristos, în ciuda faptului că a avut o piatră mare pusă la ușa mormântului și au fost acolo soldați curajoși și înarmați și sigilul guvernatorului era prezent. Și în ciuda acestor metode omenești de a-L opri pe Domnul să învieze, Duhul Domnului l-a înviat pentru că este Duhul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Eu sunt sigur că nimeni n-are să pună o piatră pe mormântul meu, n-are niciun motiv, iar dacă va pune, nu-i nicio problemă că Domnul o va da la o parte. Eu sunt sigur că nimeni o să sigileze mormântul meu să nu mai ies de acolo, iar dacă îl va sigila, nu-i nicio problemă că tot am să ies. Iar dacă vor sta acolo soldați și trupele de la ONU sau din altă parte, nu-i nicio problemă că tot am să ies de acolo. Ascultă-mă, dacă te ostenești astăzi pentru Domnul, să nu-ți pară rău. Iar dacă nu te ostenești, te rog, angajează-te în momentele de rugăciune care urmează și spune așa: Doamne, ce fel de viață duc eu dacă nu mă consum pentru Tine? Hotărăște-te în seara aceasta să te dedici Domnului Iisus, nu doar bisericii, nu doar pastorilor, nu doar serviciilor divine, pentru că există o înviere. Vine învierea Domnului pentru cei neprihăniți. Vine învierea lui Dumnezeu pentru cei neprihăniți. Pregătiți-vă sufletul pentru asta. Luați-vă în seara aceasta câteva clipe de rugăciune și cercetați-vă. Să fie o judecată a conștiinței. Noi avem o conștiință vie și ea funcționează. Ea își face slujba în seara aceasta. Noi nu avem o conștiință moartă care nu zice nimic. Conștiința noastră ne spune: hei, de dimineață n-a fost corect cum te-ai comportat. Cu soția, cu copilul, cu fratele, cu păstorul, cu colegul, cu omul ăla la intersecție, n-a fost corect. Conștiința funcționează, este slujba ei. Lăsați-o, lăsați-o, încurajați-o, dați-i concursul. Și când vă spune ceva, subordonați-vă, pentru că ea este vocea lui Dumnezeu în noi. Să nu vină nu iaua lui Dumnezeu. De ce să suferim și să plângem? Haideți să intrăm în rugăciune și să ne cercetăm și Domnul să primească pocăința și mărturisirea noastră. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc
sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.